Simpozionul s-a dorit a fi un semnal transmis din mediul academic și de cercetare legat de starea deplorabilă în care sunt lăsate astăzi clădiri de patrimoniu, situri și ansambluri monumentale din întreaga țară. Proiect pilot, pe care intenționăm să îl transformăm într-o sesiune anuală, o sesiune de amploare națională, în primă instanță, începând de anul viitor, pentru ca apoi să-i dăm chiar o dimensiune internațională. Sesiunea aceasta, sigur că a pornit de la probleme cu care noi, în mod real, ne confruntăm, probleme ce țin de metodologie istorică, care se pare că ne dă foarte multe puteri de cap în ultimul timp, și probleme ce țin de patrimoniu, care, de asemenea, se dovedesc adeseori a fi aproape insolubile. Tocmai prin aceste două ramificații ale centrului nostru încercăm să cuprindem, pe de o parte, zona de cercetare istorică și, pe de altă parte, aspecte legate de patrimoniu. Evenimentul s-a înscris în seria manifestărilor dedicate celor 25 de ani de la înființarea Universității Valahia din Târgoviște. Universitatea și-a creat în anumite domenii de cercetare o marcă. Este recunoscută pentru domenii care excelează, toate universitățile, nu toate domeniile s-au acoperit la fel de bine. Istoria de fericire este unul dintre cele care sunt bine acoperit. Este domeniul care a reușit să aibă încă de timpuriu o școală doctorală care astăzi numără 6-7 producători doctorați și există motive să credem că din toamnă vor număra și mai mulți. Da? Deci este un domeniu de specializare care și-a făcut, și-a găsit, dacă aveți, un făgaș solid aici în Târgoviște. Iar orașul pe care îl cunoașteți cu voi nu este un oraș de provincie oarecare. Da? Târgoviște, dar nu este Slobozia. Da? Nu este nici Pitești și, nu ofensă, nici Târgu Jiu sau Petroșani sau un oraș de provincie obișnuit. Este un oraș care a avut tot timpul un mic parfum așa cultural. Și cred eu că Universitatea a contribuit mult la menține și al extindere. Ce vreau eu de spus este, da, în primul rând, să vă urez succes celor care aveți comunicări. Sper că aveți emoții foarte mari. Da? Deci, nu promit o audiență foarte prietenoasă, dar sunt șanse mari să fie prietenoasă. Da? Le urez succes celor care au venit aici cu comunicări. Sper să aveți un schimb fructuos de idei, da? Și dezbateri interesante. Sesiunea de anul acesta continuă sesiunile din anii trecuți pe care le organizăm, cred că încă de prin 98-99 sesiuni organizate în fiecare an în cursul lunii mai, sesiuni ale cadrelor didactice și studenților facultății din Universitatea Valahia. Pentru comunitatea târgovișteană, extrem de interesante au fost comunicările cu teme privind patrimoniul istoric local, precum Șanțul și Valea Cetății. Se precizează tot mai mult astăzi în mediile oamenilor avizați și cu bune intenții însemnătatea deosebită a monumentelor în istoria unui popor ca mărturie ale identității naționale. Recunoscând importanța lor la nivel național, ne întrebăm de ce oare fortificațiile nu sunt valorificate, semnalizate ca atare, în vederea cunoașterii și promovării patrimoniului. Listarea clădirilor și desemnarea zonelor istorice sunt importante ca pas formal care atrage atenția asupra importanței clădirilor și zonelor istorice, oferindu-le protecție. Este adevărat că în cursul vieții lor îndelungate, monumentele suferă acțiunea permanentă, lentă, dar destructivă, a factorilor naturali, fenomene violente care le știrbesc integritatea sau le pun în pericol chiar existența. Însă, din păcate, la această acțiune a factorilor naturali se asociază intervențiile umane. Indiferent de scopul acestora, de natură utilitară, estetică sau pur personală, ele acționează în detrimentul conservării monumentelor sub aspectul valorilor istorice și se impune efortul concentrat al fiecăruia dintre noi pentru a opri asemenea manifestări și a ne recâștiga trecutul. Patrimoniul cultural și istoric, că ăsta intră în orbita noastră, s-a format în timp și el este în cea mai mare măsură este o expresie încifrată a ființei naționale.
Evident că nu în totalitatea lui patrimoniu este produs de sau în urmând în totalitate caracteristicile naționale, pentru că în decursul timpului, în diverse perioade, se apropiază diferite elemente, diferite valori, diferite idei care concură la formarea patrimoniului sau a ansamblului patrimoniului și care îi dau o consistență. Aș vrea să prezint sintetic un patrimoniu valoros al județului Dâmbovița. Este vorba despre patrimoniul numismatic, colecția în fond, mă refer doar la colecția Complexului Național Muzeal Curtea Domnească, care este adăpostită în Muzeul de Istorie, mare parte din ea expusă în cabinetul numismatic al muzeului. O parte a obiectelor numismatice, a artefactelor descoperite, se află și în patrimoniul altor instituții, cum ar fi Muzeul de Istorie al României sau alte muzee din țară, dar cred că marea majoritate a descoperirilor sunt în patrimoniul nostru și, așa cum spunea și domnul decan Mircea Angelinu, într-adevăr, suntem la Târgoviște, nu într-un oraș oarecare, într-un oraș cu o mare tradiție, cu negustori, cu un comerț înfloritor. Și dacă ar fi să fac o referință cronologică, cea mai veche piesă pe care noi avem expusă, deși nu este o monedă, este o piesă clasată în Tezaurul Național al României, este vorba de sârma din Neolitic, sârma din aur. Chiar și un exemplar al primei monede emise la Histria, acelei drahme. Remarc că tezaurele, cele 8 tezaure medievale descoperite pe teritoriul județului Dâmbovița, dar și tezaure de monede europene. Se adaugă încă 4 tezaure de monede exclusiv de monede otomane și moneda națională. În urmă de 15-20 de ani au apărut în străinătate foarte multe expoziții pentru nevăzători, muzee adaptate complet nevăzătorilor și astfel cei de la noi din țară au putut avea un model după care să se ia. Un alt aspect de semnalat ar fi Convenția Drepturilor Omului, adoptată în 2007 la New York, în care există un capitol dedicat accesului la cultura al persoanelor cu dizabilități. În această convenție se specifică faptul că acesta nu trebuie îngrădit sub nicio formă și trebuie găsite cele mai bune soluții ca toate persoanele să beneficieze de cultură egală, să spunem. Simpozionul a readus în atenție și situația parcului și conacului de la Văcărești, monumente istorice aflate în administrarea Academiei și lăsate de ani de zile să se degradeze. Primul conac, așa cum știm, apare la 1596, așadar în epoca lui Mihai Viteazul. De atunci datează și Curtea Văcăreștilor. N-am să mă lansez în discuții genealogice, care sunt destul de complicate. Al doilea conac apare în vremea unui alt mare domnitor român, Constantin Brâncoveanu, conacul lui Ianache. Și pornind tocmai de la această discuție, sigur putem să ne dăm seama cam cum arăta conacul lui Ianache. În 1973 s-a făcut un asemenea studiu, asupra căruia voi reveni, care emite două ipoteze de reconstituire a conacului lui Ianache Văcărescu. Domnul arhitect Corneliu Ionescu este cel care le-a făcut și am fost foarte bucuros să le găsesc în arhivă. Aceste comunicări vor putea fi urmărite la Columna TV în cadrul emisiunii Turnul Cetății.